Dacă vrei să transformi vechiul Discord într-unul ca ăsta, uită-te până la finalul acestui clip și nu uita să dai un like. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou tutorial. De data asta vă voi învăța cum să faceți să vă arate Discordul mult mai bine și pe placul tuturor. Că cred că v-ați săturat toți de Discordul clasic, adică, na, uitați cum arată acum Discordul meu și cum e Discordul clasic, adică, da. E nasol. Deci da, cum vedeți, acesta așa o să vă arate și vouă Discordul dacă urmăriți acest clip până la urmă și nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Da, uite. Deci să începem. Mai întâi trebuie să intrați pe Google și scriți Better Discord app ăla download sau mai bine intrați pe primul link din descriere, va fi cel mai rapid așa, și descărcați acesta, Bandaged BD Windows, eu aici am făcut, Bandaged BD ăsta îl descărcați, dați install, cum vedeți aici apare că este un update, apăsați pe S ca să ne dea cu update. Agree, install, dați și dăm aici install și cam atât, exit. Iar acum o să ne intre din nou în Discord, pentru că se aplică Better Discord-ul. Și în setări acum o să aveți chestia asta, adică toate acestea până acum nu le aveți. Noi avem nevoie doar de Teams. Așa. Acum intrați iarăși pe orice browser și scriți betterdiscordlibrary.com teams sau intrați pe linkul din descriere care este al doilea link și aici vă alegeți orice temă care doriți după preferințele dumneavoastră. Aici sunt destul de teme, nu sunt foarte, foarte multe, dar sunt destule încât să fie pe placul tuturor. Una din ele, cum ar veni. În fine, nu contează. O să descarc și eu una nouă, pentru că am deja vreo 4-5, nu știu câte am, că am făcut mai multe duble și, na, nu prea mi-am ieșit, că ba nu era microfonul pornit, ba chestii din astea. O să descarc pe care? Hai că o să descarc pe aceasta, probabil, Reborn. Pur și simplu apăsați pe ea și dați aici download. Așteptăm 5 secunde. Fain frumos. Așa, și cum vedeți, s-a descărcat. Iar acum intrați pe Discord. Aici la Teams. Temes. Open Teams Folder. Acesta este folderul. Acestea sunt toate temele mele. Care am încercat eu niște teme noi. Așa. Și doar luați ăsta de pe Google și îl puneți în folderul cu teme. Și cam atât. Aceasta este. Și acum dacă intrăm pe Discord, cum vedeți, a apărut ăsta Reborn. O să o scot pe a mea și o să pun Reborn să vă arăt că funcționează totul. Cum vedeți, deja s-a schimbat până și scrisul și toate chestiile astea. O să dau ies aici frumos. Ia. Intrăm pe un server. Na, uitați cum arată. Bă, seamănă tema asta, să știi că seamănă cu tema aia de îmi place mie, de o folosesc eu. Na, animații după câte văd eu nu prea are. Nu nimica. Nu. Mamă, poți să pui LOL. Nu știam chestia asta. Ia. Ioi, ce fain. Nu știam chestia asta, deci e ceva nou. Fiecare temă e specifică în felul său. O să vă arăt ce poate tema mea și cum se numește ea. Se numește Clear Vision by Clear Vision Team și e super fain. Cum vedeți, are și background din ăsta șmecher, tot așa cu albastru, închis la culoare, nu te dor ochii dacă stai mult pe chestia asta. În fine. Aici dacă pui la
roluri, cum vezi, se colorează după rolul și culoarea lui. Adică ce culoare are rolul, așa se colorează când apeși pe ăsta. Ia să vedem aici. Na, aici nu are chestii în alea, dar în fine nu contează. Cum vezi, aici are și animații și mai are și animații când vorbești pe ăsta. Când vorbești în chat, în voice chat, se colorează gen tot numele tău, se colorează cu albastru și arată super fain. Deci da, mă băieți, sper că v-am ajutat cu acest tutorial. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Unghi și ne vedem data viitoare. V-am salutat! Pa, 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 pa!